Doamnelor și domnilor, bună ziua! Aș vrea în primul rând să vă mulțumesc pentru acele vizualizări la ultimul meu videoclip de pe YouTube, care l-am făcut referitor la Natalia Morar, și care am spus că ea poate să facă parte din serviciile secrete ruse. Astăzi vreau să vă vorbesc despre o altă temă. Vreau să mă refer la o altă temă, și anume la infecția coronavirusului care bântuie pe globul pământesc. Pentru unii e o infecție periculoasă, pentru alții e o infecție dubioasă. De ce dubioasă? Am să încerc să vă explic. Acest coronavirus, el e foarte șmecher. Asta după părerea mea. Ceea ce credeți dumneavoastră, am să vă rog să-mi scriți în comentarii. După părerea mea, acest virus e foarte șmecher. De la început, să luăm de la început. Dacă vă mai aduceți aminte, el a izbucnit în China. Și după informațiile care vi le mai aduceți aminte, el a ieșit de sub control, dintr-un laborator biologic din Wuhan. Deci, părerea mea e aceea că acest virus a fost creat, a fost crescut de către savanți biologici, cei care au științe în domeniul biologiei. Așadar, după părerea mea, acest virus e foarte straniu și cred că mai mult el e un virus sintetic. Acest virus, ziceam că e foarte șmecher din cauza că el, la început, a apărut ca coronavirus, apoi a luat naștere ca varianta engleză, apoi varianta braziliană. Acum, în prezent, el s-a modificat, zicem așa, în varianta Delta, care vor fi pe parcurs alte variante, nu le cunosc. Le voi afla și eu, ca și dumneavoastră, din masele de informație de la televizor, din ziare.
Dar eu ziceam că el e sintetic, fiindcă el e crescut în laborator. De ce el e crescut în laborator? Fiindcă el, acest virus, atacă, distruge celula omului. Și are aceleași simptome care le are o răceală, care le are virusul gripal H1N1 și care le are o pneumonie. E foarte straniu, fiindcă aceste simptome de febră, de slăbiciune, dacă ai un virus gripal, atunci el se tratează, iar dacă nu, odată cu apariția acestei febre de 37 de grade, care spun medicii, trebuie imediat ca să te duci să faci tampon. Spuneți-mi, vă rog, poate să demonstreze cineva atunci când faci acel tampon, când poți să demonstrezi că tu ești infectat sau nu? Nimeni nu poate să demonstreze acest lucru. Atunci, părerea mea e aceea că ești jucat la loterie. Îți va surâde soarta să-ți spună că nu ai coronavirus, înseamnă că ești norocos. Iar dacă îți va spune că ai coronavirus, atunci te inhibează imediat, ești conectat la aparatul respirator artificial și, plus la toate, nimeni nu știe ce medicină îți este aplicată. Antibiotici nu știu că fiindcă acest COVID nu se tratează nici cu un antibiotic. Un singur lucru e cert, fiindcă atunci când îți aplică o medicină, mușchii se relaxează totalmente. Și organismul omului supraviețuiește doar numai cu aceea că el respiră aerul artificial, ținând în viață creierul și inima. Fiindcă dacă nu ar funcționa creierul, nu ar funcționa nici inima omului. Și atunci organismul omului e mort. Așa că creierul e unicul organ care își încetează activitatea sa atunci când un om decedează. Acum foarte mulți mor de coronavirus, nimeni nu moare de cancer, cancerul fiind o malatie în mai multe forme, cancer pulmonar, cancer ciroză de ficat,
Cancer la pele, cancer, cancer, cancer. Cancer de măduvă, spinării și așa mai departe. Acum toți mor, toți decedează de coronavirus. Plus la aceasta, oamenii mai sunt încă impuși ca să se vaccineze. Această vaccină e creată și ea pe baza celulei. Pe baza acelei celule care ei spun că protejează organismul. Atunci când ești infectat cu o răceală, celula se luptă, să zic așa mai simplu, cu virusul. Și deci reproduce alte celule noi pentru a învinge maladia. Însă, odată cu vaccinarea organismului, nimeni nu dă garanție că această vaccină protejează celula sau o distruge. De ce v-am spus eu acest lucru? Fiindcă dacă cineva dintre dumneavoastră vă mai aduceți aminte de anii 95, când doi savanți biologi scoțieni, Jan Wilmut și Kate Campbell, au clonat dintr-o celulă un mamifer domestic care i-au pus numele Dolly. Eu nu în zădar am lăsat până la urmă această informație, fiindcă acest virus, coronavirus, și acel virus SIDA, care nici el nu are tratament, oare nu credeți că ele sunt asemănătoare? Pentru ce? Pentru a distruge omenirea. Aceasta e părerea mea. Și încă un lucru. Acest vaccin, iarăși e părerea mea, cu ajutorul căruia cred eu că nu atât protejează celula, cât o distruge și cât ne clonează. Ne clonează pe toți noi pentru, fiți atenți, aceasta e ultima mea părere, pentru a micșora numărul populației. Nu are legătură aici nimic cu religia, nu are nimic aici legătură cu alte științe. Aici rolul important îl joacă savanții. Îți spun care ți-e soarta de a trăi sau de a fi clonat. Atât am vrut să vă spun pentru ziua de azi. Lăsați părerea dumneavoastră în comentariile mele dacă v-a plăcut acest clip și această părere pe care eu v-am expus-o. Sănătate. Aveți grijă de voi.